S-au făcut jumătate la Vraniștea și urmează acum celălalt. S-a făcut partea de cedare în fundație la Vraniștea. S-a dat coborul 1,5 km. E 3 km. Și acolo cât mai avem? Mai este 1,5 km, care la fel vin ăștia din urmă situare. Doar în două firme de asta. După care mai avem 1 km pauză la Vadăș. Și cu asta am închis tot de DN25, ce este condiții bune de circulație. La Vameș și acolo cât avem? 1 km. Ăla în două firme. Deci pe DN25 avem 2,5 km de curs, poate mai avem? Da. Și este compact DN25 tot, 68 km, sunt compact. Mijlocul verii, mijlocul lunii iulie, ne-am întors pe șantiere. De data aceasta pare un șantier al Consiliului Județean, domnule președinte, dar este de fapt drumul național 24D. Să nu uităm că drumul național DN24, acum ceva timp în urmă, acum câțiva ani de zile, era drum județean, dar fiind în județul Galați, trebuie să-l tratăm exact ca un drum al județului Galați, pentru că nu contează că ai drum național sau drum județean sau drum comunal, toate drumurile din județul Galați trebuie tratate ca drumurile ale județului Galați. Pentru că nu de puține ori, știți foarte bine, oamenii ne-au certat, oamenii ne-au înjurat sau oamenii ne-au apostrofat pentru că mergeau pe drumul național DN24 de la Gârboavele până la Băleni și apoi Vârlezi spre Bârlad, își rupeau mașinile, un drum foarte prost. Uitați că anul trecut, împreună cu directorul Direcției Naționale de Drumuri Regionale, domnul Laicu, și cu directorul Direcției de Drumuri de la Galați, domnul Tudorache, în urma conferinței de presă pe care le-am făcut-o, am promis că vom face minim 118, 117, 118 km de drum județean în județul Galați, pentru că drum național, pentru că banii nu-i dă nici drumurile naționale, nu-i dă nici drumurile naționale de la Galați, nu-i dau nici drumurile, nici Consiliul Județean, banii provin de la guvern. Dacă nu te duci să te ții de ministru, dacă nu te duci să te ții de guvern să trimită bani și pentru județul Galați, vă garantez că nu interesează pe nimeni, ca drept dovadă că atâția ani de zile drumurile naționale au fost doar cârpite sau, cum spunea cineva, peticite pe aici, pe acolo. Asta înseamnă că ați făcut toate aceste diligențe. Vă dați seama că de un an de zile, de un an și mai bine, facem diligențe la Ministerul Transporturilor să aloce bani Direcției Regionale de Drumuri de la Iași, să aloce bani pentru drumurile naționale din județul Galați. Mă bucur că până la urmă am reușit și că demersurile noastre au avut un rezultat pozitiv. Astăzi, când ne uităm, deja sunt peste 60-70 de kilometri de drum național pe care s-a întins covor asfaltic, s-au făcut intrările în Galați, intrarea dinspre Vama Giurgiulești, intrarea dinspre Brăila, cartierul Dimitrie Cantemir, s-au făcut intrările dinspre Tișița, pe la Tecuci, și încă se lucrează. Mai avem sau mai există o porțiune de 2,5 km, 1,5 km la Braniștea, și încă un kilometru și un kilometru aproape de Hanu Conachi pe acolo, și am finalizat drumul național DN25 complet. Mai există pe drumul național DN24 o porțiune de drum de la Vârlez la Bălăbănești și se rezolvă și acest drum, iar în cel mai scurt timp, după ce vor așterne, aici suntem la Hergelia Turulcești,
și sunt 4 km până la intersecția cu drumul național DN26 și va fi turnat toată porțiunea asta de drum de 4 km, astfel încât și pentru cei care vor merge spre Bârlad și pentru cei care vor veni la agrement în pădurea Gârboavele, toți vor beneficia de condiții optime de trafic. Și după ce vor finaliza aici, se vor muta cu lucrările în continuare de la ferma de la Folteș și vor merge spre Vlădești. Adică dorim să ajungem și până la drumul din, beton de la, Suceveni, intersecția de la Suceveni. Deci, zic eu, cu puțin noroc și cu mai multe insistențe de partea noastră, mai avem vreo 30 de kilometri în afară de cei contractați și toate drumurile naționale din județul Galați vor fi asfaltate. Și, bineînțeles, atunci Consiliul Județean va veni și va intersecta drumurile județene cu drumurile naționale, astfel încât să fie continuitate și să ne gândim cum ne extindem spre exterior cu un alt drum, poate un drum expres spre alte zone. Un cetățean de la Nicorești, mi-amintesc, spunea că drumul județean arată, cel care se construiește acum acolo, care se reface, arată mai bine decât europeanul. Dacă este să facem o comparație între drumurile naționale din județul nostru și drumurile județene care au fost refăcute, modernizate și extinse, cine iese până la urmă pe primul loc? Cred că dintre drumurile județene refăcute și drumurile naționale refăcute, cel care este câștigat este gălățeanul, cetățeanul și participantul la trafic, pentru că între noi nu există o concurență sau există o concurență de a face aceste drumuri să fie optime, să fie cât mai bune și să se circule în condiții de siguranță pe ele. Pentru că, sincer, îmi crește inima de bucurie când văd că pe drumurile naționale se lucrează, pentru că sunt gălățean. Sunt sigur că cei de la drumuri naționale, când văd că pe drumurile județene, pentru că toți sunt gălățeni, se lucrează și lor le crește inima. Din cauza că noi, ăsta trebuie să fie scopul comun. Toate instituțiile să lucreze, să colaboreze pentru binele și pentru dezvoltarea județului. Orgoliile proprii nu își au locul în astfel de, în astfel de proiecte. Ca să menționez acest drum, cred că din anii 80 nu a mai fost reparat. Eu voiam doar să adaug, nu sunt așa bun orator ca domnul președinte, dar voiam să spun că anul trecut în programul nostru de finanțare au fost 12 km alocați pe tot județul Galați. Diferența până la 60 de km care s-au executat se datorează doar domnului președinte. Deci ne-a ajutat, am discutat tot timpul, am colaborat, pentru că dumnealui face modernizări de drumuri și e bine, cum spunea, să fie continuitate. Noi am asfaltat până la Foltești, dumnealui asfaltează de la Foltești până la Târgu Bujor și Berești. Deci este o axă continuă. Și anul ăsta, la fel, în program avem 18 km și am deja semnale că după intervențiile domnului președinte o să avem minim 50 de kilometri asfaltați, deci o să închidem tot județul, în așa fel încât când se închid și drumurile județene de executat, o să fie o pânză de drumuri de nivelul anului 2019. Cum arăta practic acest drum? Pentru că am înțeles, sunt 40 de ani de când nu s-a mai umblat pe el la nivel de refacere, dar ce fel era el? Se putea circula. Deci anul trecut, până să începem asfaltarea aici, am asfaltat până la ieșirea din Cuca, inclusiv intravilanul comunei Cuca. Se mergea cu 10-15 la oră, pe rețele de socializare nu vă spun câte înjurături primeam, pentru că oamenii aveau dreptate. Ori acum îmi place când văd că oamenii spun că da, este normalitate. Asta este normalitatea care se vede aici și care se face, s-a făcut cu oameni. Dacă anul trecut, cei 60 de kilometri au fost cei mai mulți kilometri turnați în județele din Moldova.
Au fost județe unde s-au turnat, pe drumurile naționale, s-au turnat 10-15 km. Și v-am spus asta, se datorează și îl apreciez foarte mult pe domnul președinte, că ne susține și este președintele județului Galați. Deci nu este al drumurilor județene, nu este al unei zone. Și are o privire de ansamblu pe tot județul și asta e bine. Încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru amabilitatea și pentru că dați curs invitației de a merge prin județ, de a merge pe lucrări. Și astăzi este una dintre zilele în care v-am rugat acum o oră să venim să vedem ce se întâmplă, pentru că știți că niciodată nu anunț când plec, unde plec și unde ajungem. Da, este o bucurie să vezi că ajungi pe lucrări, că ajungi la anumite investiții, ajungi inopinant. Oamenii lucrează și fac treaba ca și cum nimic nu s-ar întâmpla și este bine așa, pentru că nu-i contează că a venit președintele Consiliului Județean sau nu, oamenii își fac de treaba lor, își fac treaba, au programul lor, au calendarul lor pe care să și-l facă. Acum am discutat cu șeful de șantier de aici, cu care am reiterat aceeași idee ca până la sfârșitul lunii noiembrie să avem căciula pe acest spital. Aș vrea să mai specific o dată. Asta este un spital, nu este doar o secție. Pentru că mai sunt unii care spun, doamne, ce se face acolo? O secție la... Nu, nu, ăsta este spital nou. Pentru că aici va funcționa laboratorul de anatomie patologică HIV-SIDA și HIV-SIDA-A, Spitalul de boli infecțioase. Aici vor fi vestiare pentru medicii rezidenți care vin la ora actuală și fac practică la Spitalul de boli infecțioase, pentru că este spital clinic. Aici va funcționa arhiva spitalului, pentru că spitalele au cea mai mare arhivă, sunt foi, fișe de observații și tot așa mai departe, care trebuie ținute cel puțin 50 de ani, iar alte documente poate chiar mai mult pentru totdeauna. Va funcționa secția de dermatovenerice și tot ce înseamnă boli venerice. De dermatologie. Va funcționa secția de HIV-SIDA și iarăși tot ce înseamnă boli venerice. Adică vorbim despre un spital în adevăratul sens al cuvântului. Va avea la mansardă, va avea săl de curs, amfiteatre pentru studenți. Mai mult de atâta, va fi dotat cu aparatură medicală, deci toată lumea să știe că acest spital va fi dotat cu aparatură medicală ultra
modernă și acest laborator. Adică sunt investiții în spitalul de boli infecțioase de la Galați de aproximativ 25 de milioane de lei, 250 de miliarde, însemnând construcția și aparatura medicală, plus dotarea spitalului cu paturi, cu saltele, cu noptiere, cu pături, cu lenjerie, cu săli de mese, cu tot ce înseamnă acest spital. Adică este un spital în adevăratul sens al cuvântului. Mă bucură că oamenii ăștia au înțeles importanța spitalului, necesitatea acestui spital, pentru că în clădirile în care funcționează acum nu mai reușeau să primească aviz de funcționare de la Direcția de Sănătate Publică și de la Sanepid și de la Ministerul Sănătății și de aceea am cerut constructorilor să intervină și să țină de program și de proiect, pentru că și noi la rândul nostru ne-am luat un angajament către față de Ministerul Sănătății că vom face acest spital și va trebui să intre inclusiv la partea de acreditare. Și când vorbesc de acreditare, știu ce spun, pentru că fiecare spital din România trebuie să fie acreditat. Deci, mă bucură. Cel mai mult mă bucură când ajung pe șantiere și văd că se lucrează. Și văd că se lucrează intens, pentru că acum se lucrează la introducerea pământului în casete, apoi stratul de balast, ce mai trebuie spus acolo, polistiren și tot așa mai departe, și apoi se toarnă placa și imediat vor începe la construirea zidurilor și a zidăriei. Ceea ce nu poate decât să mă bucură și dacă dumneavoastră o să fiți amabili și o să dați curs invitații și peste o lună de zile o să putem să arătăm oamenilor cum a evoluat și cum evoluează această lucrare. Au trecut doar câteva ore de la semnarea contractului de către dumneavoastră, bineînțeles ca reprezentant al Consiliului Județean, pentru finanțarea Spitalului de Boli Infecțioase pe parte de aparatură. Și într-adevăr sunt sume impresionante acolo, iar managerul Spitalului de Infecțioase a spus foarte clar că această aparatură lipsea cu desăvârșire de aici. Deci această aparatură lipsea, doar că rugămintea este ca aici, alături de noi, este și unul dintre medicii acestui spital, e vorba de doctorul Tatu, și o să vă spună câteva cuvinte despre aparatura care urmează să fie achiziționată aici, aparatură care, practic, se mai regăsește doar în unul sau două spitale din țară pentru a face astfel de investigații. Nu pot decât să mă bucur. Mă bucură faptul că la spital, la Consiliul Județean, am o echipă extraordinară cu care lucrez. Mă bucură că echipa de la Spitalul de Boli Infecțioase, echipa de management, a înțeles să fie alături de noi și să ducem împreună aceste proiecte, pentru că interesul trebuie să fie unul comun și este unul comun, iar din toată treaba asta trebuie să rezulte doar un singur lucru. Calitatea serviciilor medicale crescută pentru pacienții din Galați, județul Galați și din cei din afara județului. Ca dimensiune, că cel poate vedea în vivo niște structuri, adică fără să tăiem pielea, putem să vedem dacă nervul sau alunii s-au transformat, putem detecta cancer, putem detecta niște boli inflamatorii mai frecuți. Asta zic, e o chestie din nișă pe care alții nu o au. Deci, din câte știu eu, în țară nu cred că mai e, sau dacă mai câștigi cineva vreun proiect, poate, dar nu e ceva care să știu. Deci ar fi o chestie oportună. De asta vă spun, și am spus-o și celor de la județean și vă spun peste tot, la toți cei cu care avem colaborare.
pentru că județul ăsta este binecuvântat așa de număr mare de populație, ca și dimensiune, este un județ mare. Are o facultate de medicină, sunt aceste spitale transformate în spitale clinice. Și mai am un lucru, avem posibilitatea să facem ceea ce nu fac alții. Ca să putem să ne remarcăm puțin la nivel național sau să ne putem identifica prin altceva, ca noi să beneficiem de căutare sau de adresabilitatea unor pacienți din alte județe, trebuie să facem tot timpul ceva ce nu au alții. Dacă vom reuși să înțelegem că asta, de asta mă bucur și vreau să discut, dacă vom înțelege tot timpul că, doamne, nu trebuie să fac același lucru pe care îl face Vaslui sau îl face Tulcea. Că dacă nu ies puțin în relief sau nu ies puțin în evidență cu altceva, devine o chestie unitară așa și atunci se întâmplă ca unul de pe la Târgu Mureș, care face ceva care nu se face aici, este mult mai repede în evidență și noi o să spunem, păi, dar eu treaba asta o fac lejer, eu oricum o să fac, doar că îmi trebuie un aparat care costă 200.000 de euro sau 300.000 de euro și eu chestia asta o fac mult mai bine aici, mai ales că am adresabilitate. Și atunci vreau să... De asta am și alocat suma asta. Adică eu când vă spun 610 miliarde, gândeți-mă și mă ceartă consilierii mei că nu am pus toată suma, dar suma se duce peste 800 de miliarde. Deci vreau să vă spun că nu am pus toată suma și o să vă întrebați de ce. Pentru că în momentul în care le spui oamenilor, nu cred. Deci așa ceva nu s-a întâmplat în Galațiu ăsta din 89 încoace, iar oamenilor nu le vine a crede. Iar eu vin și arăt cu contracte ferme, certe, cu achiziții pe care le-am dat drumul, cu buget aprobat unde județeanul să termine procedurile de achiziție, să-și ia PET-CT pentru cancer, să-și ia computer tomograf cu ultimul model de computer tomograf cu 100 și ceva de slice-uri. Adică eu despre asta vorbesc și asta vreau să fac la Galați. Vreau să, pentru că este și centru universitar și cu excepția câtor oameni care nu vor să se implice ca și medici. Dar credeți-mă că sunt și avem oameni de valoare care încă mai au o chestie care se numește orgoliu și demnitate, orgoliu profesional. Pentru că despre asta este vorba. Atunci când ai un pic de orgoliu profesional, așa cum am eu nebunia pe care o am, poți să faci. De necesară era aparatura care se achiziționează acum de către Consiliul Județean pentru Spitalul de Boli Infecțioase? Aparatura era foarte necesară din două considerente. În primul rând că fiind un spital care are o istorie destul de veche, aparatura nu a fost de mult timp actualizată și multe manevre care trebuiau făcute pacienților noștri nu puteau fi efectuate. Deci, la un moment dat a devenit o necesitate, dar acum, de când este și dezvoltată Facultatea de Medicină din Galați, noi credem că este mai bine să unim cele două lucruri, grija față de bolnav cu dorința de a face cercetare pentru a fi mai vizibil. Și asta presupune să avem niște dotări. Și dotările astea au fost solicitate în timp și iată că ele vor deveni realitate. Deci necesitatea era absolută. Acum le așteptăm să lucrăm cu ele, dar mai e un aspect. Trebuie să și, fiind echipamente de ultimă generație și unul din ele fiind un echipament chiar unic, zic eu, în România, va trebui să facem și un training pentru a învăța să lucrăm cu ele, pentru că e păcat să nu știm asta de la început, adică să lucrăm performant cu ele, nu doar să le deschidem, să le închidem. Vom avea un aparat unic în România? Vom avea acest echipament de tomografie optică coerentă. Este un dispozitiv care a fost inventat inițial pentru specialitatea anumită oftalmologie, iar de câtva timp, de 2-3 ani, se poate folosi și în dermatologie. Noi nu avem încă în țară, după cunoștințele mele, bineînțeles, un astfel de echipament. Și el poate investiga patologie dermatologică in vivo, fără să fie iradiant. Deci putem depista mai repede cancerul cu danat, unele boli inflamatorii, fără să mai pierdem timp în așteptarea unor analize de lungă durată. Bineînțeles că nu e totul rezolvat cu acest echipament, dar este un pas important și poate face oarecum unici în zona în care ne aflăm.